Premieră în județul Gorj, o amplă simulare a unui atac terorist de proporții a avut loc la cea mai mare rampă automatizată ce aparține Sistemului Național de Transport al Petrolului prin conducte. La exercițiu au participat jandarmi, luptători antitero, pirotehniști, polițiști și pompieri ai instituțiilor județene, dar și din alte județe. Efectivele de jandarmi au procedat la capturarea unui grup care a încercat să sustragă țiței și să producă o avarie la instalațiile petroliere ale rampei automatizate. Atacul terorist a fost urmat de un incendiu stins de pompierii din cadrul ISU Gorj. Ulterior, un robot specializat ce aparține Serviciului Român de Informații a preluat un pachet suspect în care se afla explozibil. Acesta a fost dus într-o zonă sigură pentru a nu crea dezastru acolo unde îl lăsaseră membrii grupării teroriste. Robotul a fost creat special pentru astfel de acțiuni și a costat peste 100.000 de euro. Conducerea Inspectoratului de Jandarm Județean Gorj a declarat că acest exercițiu are ca scop îmbunătățirea misiunilor de acest gen și cunoașterea zonei de acțiune. Cu toții am urmărit interoperabilitatea între aceste instituții în situații tensionate, astfel încât să ne asigurăm din timp să observăm eventuale deficiențe, eventuale discordanțe și să le remediem în urma briefing-ului pe care îl vom face. Locul unde s-a desfășurat evenimentul este cea mai mare rampă automatizată ce aparține Sistemului Național de Transport al Petrolului prin conducte. Reprezentanții CONPET spun că acest exercițiu este unul de bun augur pentru siguranța instituției, fiind un obiectiv de strategie națională. Acest obiectiv, respectiv rampa de descărcare țiței Bărbătești, face parte din Sistemul Național de Transport Țiței prin conducte și CF. Aici se descarcă țițeiul provenit din zona Ardeal și se pompează către rafineriile din Ploiești. După cum știți, Sistemul Național este strategic și de importanță națională, conform legii petrolului, iar sistemul de transport totodată reprezintă o infrastructură critică națională. La final, toate echipele care au participat la exercițiu au fost felicitate de inspectorii șefi ai instituțiilor, dar și de prefectul județului Ciprian Florescu. Teritorial. Continuând ăsta... Exercițiul de intervenție antiteroristă de la rampa Bărbătești este primul de acest gen din Gorj și al optelea desfășurat în ultimii doi ani de societatea CONPET în colaborare cu instituțiile care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului.